După procesul de sablare, grinzile arată ca noi. Toate elementele originale au fost păstrate pentru ca cei care vor vizita cazinoul să poată admira aceste mărturi ale istoriei. Sablate ce înseamnă? Că au fost împroșcate cu un jet de nisip, cu aer comprimat, și în felul ăsta au reușit să fie curățate. Și după aceea vopsite cu niște vopsele speciale care se folosesc și la grinzile noi secundare și care sunt niște substante anticorozive de ultimă generație. Mai mult, grinzile lui Angel Salini vor susține elementele secundare, cele care le înlocuiesc pe cele corodate. Aceste grinzi care au 113 ani o să susțină grinzile perpendiculare pe ele, grinzile secundare, care sunt mult mai mici, în formă de I, deci sunt niște elemente metalice care sunt exact la fel ca dimensiune ca celelalte, dar sunt mult mai performante în timp. Grinzile au peste 113 ani și au fost proiectate când Daniel Renard a decis planul de construcție al cazinoului. Locul în care sunt acestea va fi transformat în săli muzeale pentru ca publicul să le poată admira.